Bine v-am găsit, dragi telespectatori. Vă invit încă o dată la câteva minute în care să stăm și să ne gândim, să medităm, să analizăm, să înțelegem diferite concepte creaționiste, evoluționiste, biblice. Avem cu noi astăzi pe Romulus Câmpan, reprezentant pentru Europa Centrală și răsăriteană a Centrului de Cercetare în Creație din Australia, condus de lectorul inginer geolog John McKay. Bine ai venit, Romulus, în mijlocul nostru și în emisiunea noastră. Mulțumesc frumos, bine te-am găsit. Aș vrea, Romulus, să discutăm acum puțin despre mărturia straturilor geologice. Dacă poți să prezinți puțin pentru telespectatorii noștri și pentru mine, repetiția este mama învățăturii și nu mă supăr dacă și eu voi mai învăța câteva lucruri. Ce sunt acelea straturile geologice? Am cu mine o prezentare grafică din o enciclopedie a acestor straturi geologice. Este o tentativă de împărțire a istoriei în funcție de mărturiile scoarței terestre. Ideea de bază este că indicii ale întâmplărilor din perioadele cele mai îndepărtate ale istoriei globului pământesc se află sub scoarța terestră a adâncii mai mari, iar după aceea progresiv înspre suprafață găsim mărturii ale întâmplărilor perioadelor mai recente. Pare logic. Deci, bineînțeles, oamenii de știință afirmă sau avansează presupunerea, ipoteza că vârsta Pământului ar fi de 4,65 miliarde de ani. Este o mică problemă cu aceste 4,6 miliarde de ani, anume prezența, de exemplu, în această enciclopedie, a unui mic plus, a unui mic semn plus pe care telespectatorii pot să-l vadă aici unde îl arăt. Ce înseamnă acest plus? Unul dintre cunoscuții evoluționiști spunea că cel mai plăcut lucru despre știință este deschiderea acesteia spre nou. Atunci când sunt așa de sigur de mine în ceea ce spun, încât vreau să-l conving și pe celălalt, de exemplu la întrebarea a Romulus, câți ani ai, am să răspund convins de faptul că știu câți ani am, 24, care nu este vârsta mea, am spus și eu ceva frumos, dar dacă aș avea 24 de ani, aș spune 24, pentru că știu câți ani am. Dacă am câți am eu, slavă Domnului, 39 de ani, spun 39 pentru că știu că m-am născut. Ce se întâmplă atunci când nu prea știu câți ani am? Am să spun în felul următor, pe am aproximativ 30 de ani, aproximativ 40 de ani, sau în termeni evoluționiști, vârsta Pământului este de 4,65 plus miliarde de ani și atunci n-am făcut decât să-mi asigur ziua de mâine, da? Deci îmi asigur și o ușă de deschidere spre un noi orizont, dar să evadez din ceea ce am spus ieri și atunci nu sunt constrâns la nimic. Care este părerea științei? Deci, îndeopște, enciclopediile sunt acele locuri unde omul de rând poate să găsească informație pertinentă științifică, informațiile sunt verificate, deci nu poate să spună nimeni că sunt informații eronate. Ce spune această enciclopedie, una dintre enciclopediile cele mai populare în Statele Unite ale Americii? Am în față din nou un extras din această enciclopedie și la capitolul coloană stratigrafică, deci despre ceea ce vorbeam mai înainte, deci coloană geologică, găsim o afirmație surprinzătoare, în același timp demascatoare vis-a-vis de exactitatea dovezilor avute în sprijinul acestei coloane geologice. Spune următoarele, citesc direct din limba engleză. Fosiliile sunt rar găsite în forma idealizată din prezentarea grafică și se și găsesc foarte rar în ordinea ideală din prezentarea grafică. Ele sunt găsite mai mult sau mai puțin în ordinea cronologică idealizată.
Deci trebuie să explicăm puțin telespectatorilor. Există strate care au un anumit gen de fosile, fosile care datează vârsta acelui strat. Da, însă da. Nu este, n-aș fi cinstit să spun că este numai atâta, da. Pentru că mergem un pic mai încolo. Te rog. Oare de unde știm că, să spunem, să luăm o stradă, da? De unde știm că stratul carbonifer mississippian este cel despre care vorbesc? Sau de unde știu că stratul cretacic este stratul cretacic? Care sunt indiciile care îmi dovedesc acest lucru? Cum datăm? Aș vrea să citez ceea ce spunea un om de știință în publicația extrem de bine văzută de oameni de știință și care se numește The American Journal of Science, jurnalul american de știință, în 1976, apropo de modalitatea în care se datează stratele geologice în funcție de fosilele găsite în acestea. Pentru că oamenii de știință spun, stratul geologic îl datăm în funcție de fosiliile pe care le găsim în acel strat. Sigur. Ei, problema elevului nostru de clasa cutare sau cutare o să fie de unde știm noi că fosila respectivă are vârsta cutare și în funcție de care vom data stratul. Problema este că fosiliile respective au fost stabilite de vârsta respectivă pentru că au fost găsite în anumite straturi geologice. Straturi datate după fosile. Da, și fosilele datate în funcție de straturi. De aceea spune acest om de știință următoarele. Omul inteligent, deci citez, a remarcat de mult caracterul circular al datării fosilelor pe baza rocilor și al datării rocilor pe baza fosilelor. Da. Geologii nu par să se fi preocupat prea mult cu găsirea unui răspuns adecvat, gândind probabil că explicațiile sunt inutile de vremul ce sistemul aduce rezultate. Deci am încheiat citatul, acesta este pragmatism. Deci eu am nevoie de o explicație, am să o găsesc, nu este chiar așa de cinstită precum ar trebui să fie, pentru că explicația circulară este de nu se poate susține ca explicație științifică. Deci, de ce sunt eu aici? Pentru că sunt aici. Nu? Deci, să mergem, a trebuit să găsim ceva mai coerent, a trebuit să fie găsită o explicație mai coerentă. Ei, din păcate, nu există explicație mai coerentă. Dincolo de aceasta, vreau să pot să dau niște exemple concrete. Te rog, te rog. Am aici lângă mine, pe raft, o dovadă extrem de la îndemână, pe care sper că și telespectatorii să poată să o vadă. Ai putea să-mi spui ce poți să observi? De exemplu, să-mi identifici după nume planta respectivă pe care vezi. Da. Asta este o ferigă. Da. Și aici e o scoarță de copac. Aș putea să te rog să iei și cealaltă dovadă pe care am adus-o cu... Este cu nu puține aventuri din Statele Unite ale Americii. Este pentru prima dată când țin în mână și eu am cinstea să țin în mână niște fosile. Sunt extrem de bucuros că... Da. Care e partea pe care trebuie să mă uit? Bun, să oricare. Oricare. Da. Vezi aici niște dungi extrem de fine. Ce te îndeamnă să crezi acele dungi? Că este... Eu știu. O scoică? Da. Da. Atunci dungile este tot de la scoică? Da, să cam așa ceva, deci se vede aici pe partea asta frumos, se văd dungile caracteristice unei scoici pe care o găsim și pe sigla uneia dintre companiile petroliere extrem de cunoscute în lume. Să înțeleg eu, piatra asta se poate data în felul următor. Văd scoica care este, uit în tabelul unde găsesc scoici. E foarte bine, da. Și spun, piatra asta este de vârsta cutare. Da. Nu pot să spun că este mai tânără sau mai bătrână, pentru că așa mi este tabelul. Da. Este ca un fel de riglă, un tabel, după care, la fel și feriga asta. Asta nu poate să fie mai tânără sau mai bătrână, pentru că așa îmi spune tabelul. Exact. Dar de unde știu eu că fosila respectivă, ori scoică, ori ferigă, au vârsta respectivă? Pentru că cineva odată le-a găsit în straturile respective. Deci, și n-am explicat unul pe celălalt. Ce vreau să te întreb? De unde știi că era vorba de ferigă, scoarță de copac și scoică? Păi asta seamănă a ferigă. Eu nu sunt foarte bun naturalist, dar seamănă bine a ferigă și se vede chiar terminațiile frumos. Bun. Și asta am bănuit eu că o fi o scoarță de copac. Bun. Că așa aduce. Seamănă. Am să-mi permit să folosesc un principiu foarte la îndemâna evoluționiștilor și am să folosesc spre propriul meu folos. Acest principiu este principiul
uniformitarianismului, ceea ce se traduce în limba română în prezentul este cheia trecutului. Da? Da. Și am să spun, tu, Ciprian, știi că aceasta este o fosilă, pentru că feriga de astăzi arată ca și feriga de nu știu câte, cum spune, milioane de ani. Și care este dovada că eu am dreptate și că speciile au apărut întotdeauna în recordurile fosile ca fiind bine definite și fără urmă de evoluție? Tot așa arată și astăzi. Așa cum le găsim peste tot în roci, nu găsim nicio formă intermediară, nu, degeaba mă uit la feriga asta, săraca tot nu vrea să semene decât aferigă. Scoarța asta de copac cam tot așa arată ca și fiecare scoarță de copac și de câte ori trec pe la stația respectivă de benzină să iau benzină de la firma respectivă, tot aceea scoică o văd și nu pot să o identific. Nu i-au crescut nici picioare, nu văd care ar avea începutul nici de aripi, îmi pare rău că trebuie să fiu puțin ironic și nu vreau să jignesc pe nimeni, dar ferigile de astăzi arată tot așa cum au arătat atunci când Dumnezeu l-a creat. Da. Aș putea să dau un citat scurt. Te rog, și după aia din penelul și din gândirea celui care ar fi avut nevoie cel mai mult de ajutorul fosilelor spre sprijinirea propriei sale teorii, și anume este vorba despre Charles Darwin. Domnia sa a spus următoarele. Citez. De ce? Dacă speciile și-au descendența din alte specii, prin imperceptibil de fine gradații, nu vedem peste tot incalculabil de multe forme tranzitive. De ce nu este toată natura în confuzie, în locul speciilor fiind, așa cum le vedem, bine definite? Întrebarea mea este, și închei și mulțumesc pentru răbdare, dacă Darwin, el însuși, a știut foarte bine că cea mai slabă parte a teoriei lui sunt tocmai dovezile care ar trebui să fie din belșug, atunci de ce se cramponează lumea științifică de astăzi să folosească o teorie care este din capul locului, privată de orice fel de dovezi? Întrebarea este retorică. Da. Făceai o afirmație, prezentul este cheia trecutului? Da. Cineva făcea o imagine pentru aceasta și se asemenea cu un om care se aruncă în gol de la etajul 10 și cade 9 etaje și se uită în trecut și vede până acum 9 etaje nu mi s-a întâmplat nimic. Înseamnă că pot să fiu un singur etaj mai am de parcurs. Deci înseamnă că nu o să mi se întâmple nimic. De multe ori ne uităm în trecutul istoriei și încercăm să vedem viitorul cum este. Și de multe ori greșim. Viitorul, cu siguranță putem spune că nu prea este atât de sigur. Trecutul nu prea poate să fie cheia viitorului. Am citit în altă parte despre o afirmație a Domnului Iisus, interesantă. Spunea către niște contemporani de ai săi cum că dacă acei copii sau cei din jurul lui vor tăcea, o afirmație extraordinară, pietrele vor striga. Cineva se referea la straturile geologice ca fiind acel strigăt al pietrelor. Poți să ne explici, Romulus, puțin, cum adică pietrele pot să vorbească? Sunt foarte multe exemple care ar putea exemplifica ceea ce a spus Domnul Iisus. Domnul Iisus n-a vorbit niciodată lucruri care nu se pot dovedi. Da. Când a spus lucrurile, a exemplificat aproape imediat. Dacă a vorbit în pilde, mai greu de înțeles, la cererea celor care l-au ascultat sau chiar și fără aceasta le-a explicat. Domnul Iisus n-a venit să ne lase în întuneric, ci a venit tocmai să ne scoate din întuneric și tocmai explicațiile lui sunt acelea care ne scot din bezna în care ne-am adus noi singuri. Am cu mine și sper că și telespectatorii să poată privi ceea ce privesc eu acum. Am cu mine un material extrem de interesant. Este vorba de straturi geologice în vârstă, conform prezentării noastre grafice, și aceste prezentări grafice sunt conforme unor localități și unor locuri din Statele Unite ale Americii, unde se pot găsi și se pot vedea și astăzi, straturi geologice care vorbesc, în termeni evoluționiști, de aproximativ 275 de milioane de ani.
aceste straturi geologice sunt penetrate de trunchiuri de copac. Mi-e greu, sau mi-ar fi tare greu să-mi închipui un copac care să aștepte cu răbdare depunerea extrem de înceată, vreme de 275 de milioane de ani, a unor straturi succesive și extrem de fine de ceva praf și tot felul de materiale, care încet, încet se îngroape acest trunchi de copac. Dar mă gândesc că la, de exemplu, vârful copacului, care așteaptă vreme de încă 200 de milioane de ani, până când au trecut cele 75 de milioane de ani care au trecut până se îngroape rădăcina. Deci, foarte interesantă ar fi viziunea sau existența unui copac care se încăpățeneze să rămână verde 275 de milioane de ani, că știm foarte bine că în acel moment când ne gândim la cei mai bătrâni, mai în vârstă copaci, dacă auzim și găsim prin pădurile canadiene și din nordul Statelor Unite ale Americii unii copaci care se presupun a fi cu vârste de peste 100, 200, 300, 400 de ani, deja vorbim de metusala ai vegetației, da? Da. Ce ne mai spun nouă pietrele, ai auzit, bineînțeles, și telespectatorii au auzit, sper, de vârful Matterhorn din Alpii Elvețieni, da? Da. Oare ce ne spune nouă acest vârf? Că este frumos, că are o formă interesantă. Mă gândesc oare... Este la... scump să mergem acolo. Da, asta este un lucru greu de lăsat afară din socoteală, însă... Unde te-ai duce tu dacă ar trebui să culegi, să spunem, fosilii de scoici? Melci. Păi... Unde te-ai duce tu după scoici și melci? Normal, unde cresc scoicile? Pe malul mării? Pe malul mării. Te-ai duce sus pe vârful Matterhornului? Nu, de atât, dar poți să le culegi și de acolo. La 4478 de metri înălțime, cel care are răbdarea să găsească, să puțin să caute mai înăuntru în piatră, va găsi fosile de scoici, de raci, de melci. Oare... Se poate ca acel vârf de munte să fi fost fondul unui bazin maritim și prin datorită unor, eu știu, mișcări tectonice să fi ajuns un munte înalt? Este îngrozitor de greu să-mi închipui un munte de o mărime la nivel planetar insignificantă. Deci un munte de 4478 de metri înălțime este înalt, oricum, foarte mare, da. Jumătate ca jumătate din Everest. Însă ca și lățime, deci ca și circumferință, la nivel planetar este foarte mic. Mi-ar fi greu să-mi închipui o catastrofă care să-mi ridice mie un țugui de undeva, deci care, nu știu, cineva de jos să-mi împingă mie un cui afară spre cer și să-l lase așa atunci când îl împrejurim. Nu găsesc nici din întâmplare așa ceva, deci nici măcar cel mai sălbatic catastrofism nu se gândește la așa ceva, sper. Însă vreau să... Ce vrei să spui cu asta? Vreau să spun următorul lucru. Găsesc oare eu în Biblie un eveniment care să vorbească despre o ridicare de ape care să fi fost dincolo de cel mai înalt munte și dacă iau ca cel mai înalt munte, să spunem Everestul cu cele peste 8.000 de metri ale sale, poate să-mi închipui că mai jos, pe undeva la 4.000 de metri, o retragere a unor ape care au acoperit întreg globul cu ocazia potopului ar fi putut să-mi depună mie pe versanții Matterhornului fosilele pe care le găsesc astăzi? Da, este, întrebarea este interesantă. Eu aș vrea puțin să-ți răstorn întrebarea. Spuneai că nu poți să-ți imaginezi un munte care să crească așa, pentru că, ok, este destul de greu să ne imaginăm așa ceva. Totuși, nu este destul de greu să ne imaginăm un potop. Biblia spune că și cel mai înalt vârf al munților a fost acoperit. Himalaya este foarte înalt. Imaginează-ți câtă cantitate de apă trebuie ca să umple pământul, ca să treacă și peste Himalaya. Cum se poate face lucrul ăsta? Bun. Cu ocazia unei lecturi în statul austral, Queensland, la universitate, directorul instituției noastre a primit următoarea întrebare la sfârșit. Numai ca să fac clară modalitatea în care putem să ne imaginăm ceva în funcție de datele pe care le avem sau făcând abstracții de ceea ce cunoaștem, da? Da.
I s-a pus întrebarea din partea unui profesor universitar de rezistența materialelor, care era cam în felul următor. Dumneata a spus până acum că Noe și-a construit barca din lemn. Știm că barca, deci arca lui Noe era un edificiu impozant, mai multe sute de metri, depinde de accepțiunea lungimii cotului pe care o luăm în considerare. Și spunea dânsul următoarele. Zice, domnule, nu există acel edificiu din lemn, făcut din scânduri și din grinzi, care cu dimensiunile acestea, cu etajele pe care le avea, în momentul în care un val de apă l-ar atinge și l-ar vrea să ridice, nu s-a sfârmat sub propria greutate din cauza sutelor și miilor de îmbinări care practic rup rezistența materialului. Toată lumea aștepta cu sufletul la gură, acum povestește domnule lector, inginer geolog, creaționist, spune, dă-i răspuns la un om de știință. Și întrebarea era foarte pertinentă. Șeful mi-a răspuns următoarele, aveți dreptate. Dar zice, dați-mi voie să vă explic. Noi încercăm să înțelegem trecutul prin ceea ce vedem astăzi. Lucru imposibil. De ce? Lumea din vremea lui Noe arăta cu totul altfel. Dacă mergeți în deșertul australian, unul dintre acestea are destul de multe Australia, veți găsi trunchiuri de copaci fosilizați de aproximativ 400 de metri lungime. Ei, dacă ne gândim la perioada în care a trăit Noe, despre care o perioadă în care, conform Scripturii, nu existau anotimpuri. Presupunem, în mod justificat, că pământul din vremea lui Noe era un pământ acoperit cu ceea ce spune Scriptura, apele de sus, deci o pătură de vapor de apă care producea efect de seră, temperatura era mult mai înaltă, foarte propice dezvoltării vegetației. Știm foarte bine că pădurile tropicale oferă condiții de viață vegetației și anumitor animale, cum ar fi, de exemplu, reptilele. Reptila crește tot timpul până are o anumită temperatură. Deci să nu ne mire faptul că la noi în grădina zoologică crocodilul de aceeași vârstă cu cel din Nil este pitic. Pentru că are atunci căldura necesară. Bineînțeles. Dar putem liniștiți, vedem și acum copaci, avem trunchiuri de 150-200 de metri. Dar un copac de 400 de metri, căruia i-au găsit numai partea dintre rădăcină și vârful, deci baza crengilor. Să ne gândim puțin la acele trunchiuri, acele grinzi, acele scânduri fabricate din acest fel de copaci, pe care dacă i-am găsit în Australia, probabil că i-a fi găsit și noi pe vremea lui. Și atunci o să vedem că privind lumea de atunci cu ochelarii noștri de astăzi ne duce întotdeauna în ispita desconsiderării a ceea ce Biblia ne spune. Ei, ceea ce nu știa șeful meu, dânsul a spus că da, în această accepțiune este vorba de cu totul altceva și pare normal atunci că un asemenea vas poate să reziste a ceea ce nici nu trebuie să ne închipuim. Nu scrie nicăieri că au fost furtuni, da? A fost ploaie. Această arcă a fost construită ca să plutească și nu ca să circule cu nu știu ce viteză, deci toate construcțiile erau construcții care să rămână stabile. Să supraviețuiască, mai bine zis. Exact. Nu știa dumnealui că în sală era o domnișoară, care era crescută de părinți creștini, însă care la universitate a început să aibă probleme cu creștinismul. A spus în felul următor, dacă partea de la început a Bibliei nu este adevărată, atunci de ce se crede și partea a doua a Bibliei? Deci dacă spune minciuni sau spune lucruri neadevărate sau povești, de ce să cred eu că ceea ce a făcut Iisus Hristos este mai mult decât o poveste eroică și de ce să am eu nevoie? E logic. În momentul în care această fată a auzit că Biblia este coerentă, este numai cinstea noastră și corectitudinea noastră în a interpreta Scriptura conform Scripturii și conform a ceea ce vrea să ne ofere. Da. În acel moment nu mai avem problemele pe care le avem, dacă suntem sinceri. Această fată a spus, dacă este coerentă Biblia la sfârșit, va fi și la început. Și ceea ce a vorbit Domnul Iisus despre mântuirea ei personală a devenit coerent. Și această fată este astăzi creștină și o mărturie glorioasă a bunătății lui Dumnezeu în Hristos. Da. Deci poate fi creaționismul susținut de mărturiile straturilor geologice? Da, poate și este susținut. Cum poate? Ce spune Scriptura? Dumnezeu în zilele creației... Scuze-mă că te întrerup, da, mai avem câteva secunde. Dumnezeu spune în prima parte a Scripturii că a creat în fiecare zi altceva. Mărturia stratelor geologice arată de la bun început, de la cel mai jos nivel, specii bine definite cu toate caracterele existente. Da. Câteodată găsim organisme care ar trebui să fie foarte jos în straturile geologice, le găsim foarte sus și invers. Deci cercetătorii știu foarte bine că toată povestea
coloane geologice, am mărturile și dovezile scrise cu mine, este de fapt o poveste idealizată, care ei ar dori să fie adevărată, o folosesc în scopuri practice, însă ei știu foarte bine și există dovezi și pentru aceasta că de fapt este doar o poveste idealizată. Da, pentru că emisiunea noastră este pe final, trebuie să întrerup Romulus. Concluzia, dragi telespectatori, este simplă. Observăm că Biblia poate să fie susținută fără nicio problemă cu dovezile științifice actuale. Problema este dacă dorim să vedem lucrul acesta sau dacă nu dorim să vedem lucrul acesta, deci este o opțiune personală. Biblia va rămâne întotdeauna adevărată. Că nouă nu ne place, că ne place, asta este altă problemă. Până la data viitoare, Romulus, mulțumesc pentru că ne-ai răspuns la multe întrebări. La revedere! La revedere!